principele moldovean se apropia cu fermitate de scopul său, de a cuceri Chilia cu orice preț. Oastea triumfă. Domnitorul sărbătorea biruința. Țara Moldovei și-a instituit controlul asupra Dunării de Jos și a țărmului Mării Negre până la gura Nistrului. Pentru a-și face aliați, domnitorul recurgea și la diplomația matrimonială. Produsul cel mai prețios și mai scump este sarea. Ea e apreciată la prețul aurului. În noaptea de 14 spre 15 decembrie, Ștefan a poruncit să-i se dea foc orașului Baia. Ucigașul de frate a fost în sfârșit prins și decapitat. Criminalul și-a primit pedeapsa. Prin căsătoria cu Maria, Ștefan a căpătat și principatul Teodoro din Crimeea. Pământurile Moldovei, ale Podoliei și Lituaniei sunt hărțuite de hoardele tătarilor de pe Volga. Domnitorul nu se îndoia că lumea ortodoxă se va răscula și se va debarasa de jugul otaman. Îi va opri pe musulmani. Răspunsul voievodului a fost dur. Dacă aveți și puteți propune atâția bani, ce ați căutat în țara mea? Nu am nevoie de banii voștri, am nevoie de viețile voastre. Voievodul moldovean i-a aplicat lovitura de grație lui Radu. Drept răzbunare, domnitorul moldovean a năvălit în Polonia, a cucerit și a ars cetățile Trembola, Buciaci și Podhaițe. Ștefan insista să semneze cu Polonia un nou tratat de pace, în condițiile egalității părților.